Deja putem observa cu toții că vremea caldă și-a intrat puternic în drepturi, însă vara de-abia acum începe cu adevărat. Cât de cald va fi în perioada următoare și cât se estimează că va dura valul de căldură? Deja putem observa cu toții că vremea caldă și-a intrat puternic în drepturi, însă vara de-abia acum începe cu adevărat. Meteorologii de la ANM ne avertizează că în acest weekend temperaturile vor urca până la gradul de caniculă. Cât de cald va fi în perioada următoare și cât se estimează că va dura valul de căldură? Acum o săptămână ne confruntam cu ploi torențiale, iar acum a venit temperaturile ridicate. Spuneți-mi, cum vă protejați dumneavoastră? În primul rând ne hidratăm cu cât mai mult apă. Mai sunt sucuri, mai sunt înghețate, mai o ciorbiță mai rece. În al doilea rând, când ieșim din casă cu pălărie, cu haine adecvate de bumbac, de culoare deschisă și căutăm să evităm căldura. De la ora 11 și până seara la 5, la 6, în casă, la umbră, la răcoare. Și cum vă protejați de căldură? Mă stau la umbră, dar nu umbru când e căldura mare, nu umbru fișoare, dar e răs. Ce trebuie să umbru? Hidratați, vezi mai multe lichide? Da, apă, da, dar nu la rece. Temperatură obișnuită. Face, nu poate, nu se răpeze. Când s-a deschis sezonul piscinelor, merge și la o piscină? Aș vrea să mă duc, cred că de mâine, să mă duc la strand, la Schela. Avem posibilitatea, mă duc, nu știu acolo, dar la piscină nu mă duc. Din oraș pe aici ai aglomerație. Deja fiecare dintre noi a observat că vremea caldă și-a intrat puternic în drepturi de-a lungul întregii țări. Însă dacă până acum am avut parte de o vreme frumoasă, perfectă pentru plimbări și voie bună, pe măsură ce înaintăm tot mai mult în vară, lucrurile încep să se schimbe. În acest weekend vom avea parte de temperaturi extreme, fiind vorba despre primul episod de caniculă din acest an. Facem față cum putem, doamnă, că n-avem încotro. N-avem încotro. Mai bem o apă, mai bem. Ne mai băgăm la umbră, ne mai spălăm pe ochi, n-avem ce să facem. Cu puterea lui Dumnezeu nu ne putem pune. Mergeți la strand? Nu, mă duc la strand. Nu, mă bag în parcul copilul meu la umbră, stau pe stau și mă duc la apă. La caniculă, de cât de multe? Cât de multe? Umbră? Mai des? Cum? Hidratați mai des? Păi da. Da, ne hidratăm. Lichide, în general. A, păi sunt. Mergeți la strand, la... Hai, la vârsta mea, nu mai merg la strand. Hai, la plimbare, una, ca pensionare. Potrivit experților de la Administrația Națională de Meteorologie, vârful de căldură va fi înregistrat vineri și sâmbătă. Căldura poate fi un factor periculos pentru sănătate, motiv pentru care specialiștii au venit cu o serie de recomandări pentru toate vârstele. Măsuri de protecție pentru perioadele caniculare. Evitați expunerea prelungită la soare între orele 11-18, purtați pălării de soare, haine lejere din fibre naturale, de culori deschise, ochelari de soare, dar și eșarfe. Beți zilnic 2 litri de lichide. Evitați băuturile cu conținut ridicat de cofeină sau de zahăr. Nu consumați alcool, deoarece acesta favorizează deshidratarea. Consumați fructe și legume proaspete. Evitați activitățile în exterior. Copilul va fi îmbrăcat lejer, nu va fi scos din casă decât în afara perioadelor caniculare din zi, obligatoriu cu pălăriuță pe cap. Mamele care alăptează trebuie să se hidrateze corespunzător cu apă plată. Se va evita circulația în perioadele de vârf ale caniculei pentru persoanele vârstnice. Persoanele care suferă de anumite afecțiuni își vor continua tratamentul conform indicațiilor medicului. În aceste zile, temperatura din termometre va ajunge cu ușurință la valori cuprinse între 33 și 36 de grade Celsius. Banatul, sudul Crișanei, Muntenia, Oltenia, cât și sudul Moldovei sunt zonele care vor fi cele mai afectate de valul de căldură. Izola se poate ajunge chiar și la maxime cuprinse între 36 și 38 de grade Celsius.